seara! Mă bucur extraordinar de mult să mă aflu din nou aici și, bineînțeles, cu siguranță cel mai tare se va bucura. Dă-mi drumul să ies, nu mai e. Cine altcineva decât Nea Alecu. Lasă-mă, uite aici din gură, dă-mi drumul de aici. Nea Alecu, hai să te scot. Măi, de ce mă ții acolo? Vrei să mă sufoctești din gură? Nu te mai plângi atâta. N-ai zis, mata, că vrei să faci mentalism așa cum face Gog? Te-am zis și l-am și luat. Păi cum adică l-ai luat? Păi dar ce? El poate să doarmă 365 de zile în valiză cum fac eu? A? Da, așa e. Gog, te-am luat, sunt mai tare decât tine. Nu-mi poți face tu ce fac eu, fiind tătușă. Măi, termină, nu te mai lăuda atât, că nu ești chiar așa de bun. Nu mă crezi? Nu te cred. Doamnelor și domnilor, o să vă arăt acum ceva extraordinar, neîntâlnit, greu de imaginat, imposibil. Și anume, o să îl hipnotizez, o să îi posed mintea. Hai mă, termină cu prostiile astea. Uită-te la mine. Termină. Uită-te la mine. 1, 2, 3 și... E adevărat că ești jetzec? Da, e adevărat. E adevărat că te-ai îngreșat ca porcul? Da, e adevărat. Ați văzut? Funcționează! Acum tot să fac! Acum tot să fac numai ce vreau eu! Bună seara, România! Bună seara, ProTV! Bună seara, români talentați! Ia uite acolo, uite, văd, salut Mihăiță. Salut. Salut Andy. Să rămână Andra. Da. Măi, stimați jurați, dar de când vă știu, eu tot în scaune, n-ați amărțit, a? Așa e, de Alecule. Așa e, în scaune e mai bine, a? Da, dar cum să nu, Mihăiță. Da. Să știți, să știți tu și să știți toți că am adunat date despre voi. Știu exact ce face fiecare dintre voi. Aoleu. Sunt mai ceva decât Siriu. Da, atenție la mine. E adevărat că e bine să fii tătic, nu-i așa? E foarte bine. E bine. Dar am auzit că atunci când îți tlindi copilul prin tarc, întingi căruciorul, îmi taci de latino, e adevărat? Aproape. Când ajungi acasă, treci de folclor și în rest, dagi freestyle, nu-i așa? Da, e cam da? Așa. Cam auzi, dar ce nu înțeleg eu, mă scandalizează așa de tare, nu înțeleg eu cum ai ajuns tu pe locul întâi în totul celor mai sexy tătici. Câte ștag ai dat să-l întreci de sexy Tadel Bartos, și ia zi, sincer. Am ajuns, nici nu știam. Da. Mâine... Ce, mâine ale cu ce face ce? Aule, s-a trezit ăsta. Măi, termină ce cu prostiile astea? Atenție. Măi, termină. 1, 2, 3 și... Gata, merge iar. Da. Andy, stai, nu râde că mă iau și de tine acum, stai liniștit. Ce? Da, ia uite. Zine, Alecule. Ia uite, eu m-am auzit, știm cu toții de frumoasa ta soție, celebr din MasterChef la categoria vegan. De am auzit eu că tu din când în când mai încalci leniu, așa e? Tot de sărbători, Nea Alecu, de sărbători. De normal, tot porcul e cea mai zemoasă legumă, nu-i așa? Da. O fi conotida plină de vitamine, dar tot o ceasă de torc merge mai bine la vârticică, nu? Da, nu-i așa? Lasă, stai liniștit, Andy, că în România chiar și dăieților fiind ca noi, ca mine și ca tine, așa, da? Tare le mai place șoriciu, nu-i așa? Măi, Nea Alecu, termină. Băi, ce faci aici tu? Ce faci? Băi, ce fac? Fac strictat. Măi, termină că ne faci de pomină. Păi asta e și ideea, să o fac de pomină, că dar n-am venit aici de tomană, nu-i așa? Măi... Iar mă încurc, o să scap de el imediat. Măi, termină, nu începe iar. 1, 2, 3 și... Da, merge iar. Da, cum să nu meargă? Andra, n-o să te întreb ce faci, pentru că știi exact ce faci. Da, Andra. Andra, e timpul să dăm cărțile pe față. De când am atărât în viața ta, ești toată numai un hit. Nu? De când ți-am tăcut cu ochiul, ai înțeles că inevitabil va fi bine. Așa e. Și atâta timp cât ne iubim, totul se întoarce numai la doi. Și n-are rost să ne mințim ca la meteo. Da, Andra. B-
Doamne, încă e bine. Nealecu, termină. Măi, termină asta, fata, îmi place. Dar nu vreau să mai zic ceva. Nu-i mai zici nimic. Da, da, 1, 2, 3 și... Andra, oi, știi, eu ca om nu mai o mânuță, dar să știi că știu mai multe decât măruță. Da. Nealecu. Auzi, să zic un secret. În lumea asta, noi doi suntem singurile totuși, totușică. Suntem? Singurele păpuși. Faci numai prostiece, gata, termin, hai să... Măi, lasă-mă-mi face. 1, 2, 3, nu mai funcționează. Ei nu funcționează, funcționează. 1, 2, 3, măi, termin-o că nu mai merge. Te cum să nu mai meargă, măi? Acum când vreau și eu să hipnotizez poporul... Păi da, la ce trebuie ție să hipnotizezi poporul? Că tu nu... Nu concurez în seara asta. Ei da, dar uite, din alegeri europarlamentare și na, mă înscriu și eu la candidatură așa, ca toate marionetele. Nealecu... Nealecu, terminul, asta nu e emisiune de politică, este emisiune de talente. Păi da, atunci să ne arăt talentele, da? Și ceva, iarată-ne nouă talentul tău de contorsionist și hai în valiză. Stai așa! Ce mai e? Vreau să zic și eu ceva. Bine, hai, mai zi. Ultima replică. Da, ultima. Vreau să râd, să glumesc, să fac haz pentru toți românii de acasă. Și atunci când prin țară voi pleca, să mă simt cu voi acasă. Bine, Nealecu. Hai înapoi. Hai, trece. Hai, am ce. Gata, stai. Asta a fost prietenul meu, Nealecu. De când a devenit vedete face numai prostii.